Andreea atunci are o fetiță tare cochetă la doar 3 ani și Rebecca poartă pantofi cu tocuri și nu-i mai poartă pe aia între ei, deoarece mămica i-a cumpărat și ei. Am cumpărat o pereche de pantofiori cu toc special pentru copilași, bine, nu pentru vârsta ei, pentru că am luat tocurile mele și erau foarte, foarte mari. Și mi-am speriat, zic, hai, am lăsat o zi, două, trei, dar zic, stă cu ele prin casă și, Doamne ferește, își rupe piciorul, își luxează piciorul, așa mai bine m-am dus și am căutat și am luat cu un tocureț așa mic și a renunțat la tocurile mele, acum are tocurile ei. Deci dacă la 3 ani poartă tocuri? Da, nu te gândi că poartă tocuri non-stop, poartă tocuri când vine de la grădii prin casă și când dau drumul la televizor sau pe, mai mă uit pe telefon și e vreun story cu muzică, deja fata mea, mami, dezbracă-mă, să schimbăm costumul de baie, să duce și pune tocurile și începe să danseze. Hai să zic de ce face așa fata mea. Toată sarcina, am stat mai mult la pat de la 6 luni pentru că am avut o sarcină mai complicată și chiar mă uitam la televizor de plictiseală că nu puteam să stau în fund pentru că am avut placenta foarte joasă și mă deranja foarte rău să stau în fund și stăteam toată ziua întinsă și mă uitam la toate nebunile pe YouTube, peste tot, înțelegi? Și îmi plac foarte mult femeile care sunt dansatoare din buric. Deci le ador pe acele femei, dar profesioniste, nu oricine. Și zic, Doamne, eram gravidă și spuneam, zic, Doamne, și fata mea să fie atât de frumoasă și să știe să danseze. Și crede-mă că singurul lucru îi place la fata mea să danseze.